Sunt locuri în județ unde oamenii nu se plâng de secetă, au apă curentă, izvoare care nu seacă și spun că niciun an nu au avut probleme din cauza secetei. Un exemplu este o zonă de munte în comuna Bătrâna. Acolo oamenii au destule alte probleme pentru că viața este aspră și grea la aproape 1000 de metri altitudine. Seceta din acest an, mai păguboasă ca niciodată, a afectat grav zone întinse din țară, inclusiv județul Hunedoara. Multe culturi au fost pârjolite de soare în lipsa ploilor. Este drept că la Bătrâna, în zona de munte, nu sunt culturi agricole întinse, doar pășuni, păduri și mici culturi de legume pe lângă gospodării. Oamenii însă se bucură că în privința apei nu au probleme. Văd că aveți apă aici la munte, la aproape 1000 de metri altitudine, apă curentă. Toată lumea se plânge de secetă. Se plânge de secetă, dar noi avem o instalație de captare a unui izvor și avem, după cum se vede, apă curentă. Pe o vreme de secetă, locuitorii comunei noastre au apă din belșug. Oamenii locului știu ce prețioasă este apa, atât pentru oameni cât și pentru animalele din gospodărie. În zonă sunt mai multe izvoare unde animalele își potolesc setea. Cât a fost de secetă pe aici, pe jos și pe alte locuri, acolo izvoarele sunt întotdeauna pline cu apă și curg. Ca să fac o paranteză, oamenii din zona de acolo nu știu ce înseamnă să adăpe animalele. Ele merg pe câmp și peste tot sunt izvoare, vine acasă seara, adăpate, mâncate, nu mai trebuie să le. Mulțumim Dumnezeu că noi încă avem apă. Bine, din cădere avem acolo un izvor cu apă care avem deocamdată, nu ducem lipsă de apă. E bună că vine de acolo, din la izvor, din deal, din piatră și e apă bună, apă bună de băut și suntem mulțumiți. Chiar dacă nici aici nu a plouat suficient ca în alți ani, izvoarele nu au secat, iar oamenii și animalele au apă suficientă.